Bun găsit! Debitul evacuărilor în cursul de apă de pe raza orașului Broșteni a fost de 10 ori mai mare decât cel normal, culoarea portocalie fiind urmarea a oxizilor de fier în concentrație ridicată. A fost concluzia la care au ajuns specialiștii de la Serviciul de Gospodărire a Apelor, potrivit unui comunicat al prefecturii Suceava. Constantin Harasim, prefectul județului Suceava, s-a deplasat pe 27 august la exploatarea minieră Isipoaia, unde s-a întâlnit cu reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucovina-Suceava, Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava, Mini Bucovina și Primăria din Broșteni. Întâlnirea a avut loc după ce cu o zi înainte, la ora 14:25, s-a primit un apel pe numărul unic 112, prin care era semnalată o poluare accidentală produsă în fosta exploatare minieră, aflată pe raza administrativă a orașului Broșteni. Fenomenul s-a produs datorită acumulării în subterana apelor de mină care s-a descărcat în râul Bistrița. În prezent se constată că evacuarea apelor din mina Isipoaia are loc în condiții normale, prin cele două conducte de evacuare existente, se arată într-un comunicat de presă al instituției prefectului. Miercuri, la fața locului au ajuns responsabilii ISU, SGA și Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu, care au constatat că debitul apelor din mină este de circa 10 ori mai mare decât cel curent, evacuările având culoarea portocalie. Probe de apă s-au prelevat din evacuarea minei Isipoaia și totodată din Amonte și Aval pe râul Bistrița, iar în urma analizelor efectuate s-a constatat o creștere a conținutului de fier în apă. Conform instituției prefectului, nu s-a înregistrat mortalitate piscicolă, iar vegetația din zonă nu a fost afectată. De altfel, miercuri în jurul orei 18:30, debitul a scăzut la valorile normale. S-a constatat că poluarea accidentală produsă nu a afectat viața oamenilor, fauna sau vegetația. În prezent, apa evacuată încadrându-se în limitele normale din punct de vedere al calității și al debitului de evacuare. Reliefiază sursa citată, arătându-se că monitorizarea încă continuă.